Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna nouă din 25 octombrie, luna nouă care este în Scorpion, dar este însoțită și de eclipsa parțială de soare. Eclipsă parțială, vizibilă și la noi din țară, dar veți primi horoscopul pentru mai multe aspecte legate de astrologie. Și acum să vedem ce spun runele și în primul rând să cerem sfatul tarotului ermetic. Țineți cont de faptul că la luna nouă este bine să începem ceva. Deci putem să avem un început. Cam ăsta este aspectul într-un domeniu de viață. Pentru voi, domeniul de viață este, în primul rând, schimbarea. Este o casă a opta a schimbărilor, transformări, poate pentru unii rezolvarea unor datorii, chiar și renașterea voastră poate să fie. Haide să vedem. Este vorba de secrete, lucruri pe care nu le știți și le veți afla. Haideți să vedem. Deci, aveți aici o situație în care vi se contestă un drept. Poate fi vorba de o proprietate, de bunuri materiale, de o avansare profesională. Este o contestare a dreptului vostru. Dar voi s-ar părea că vă descurcați destul de bine cu un doi de monede, adică știți să împărțiți banii pe care îi aveți, care nu sunt foarte mulți, dar depuneți eforturi astfel încât să puteți să îi împărțiți, să fie cât mai echilibrat folosită această sumă de bani și voi prin asta vă schimbați și ieșiți în evidență prin faptul că știți să vă organizați. Și, bineînțeles, Jupiter în Capricorn. Dar aici apare și o prințesă de spade. Niciodată nu putem spune chiar ce zodie este precis, dar gândiți-vă în primul rând la o persoană care are zodie ascendentul sau luna plină pe o zodie de aer, fie că e gemeni, balanță sau vărsător. O persoană care poate să vă aducă o inspecție, o persoană care poate să facă o plângere împotriva voastră. Deci, cam acesta ar fi aspectul pentru voi, în primul rând. Și sfatul ar fi, așa cum am spus, legat de aceste contestări, nu puteți face nimic, fiindcă se leagă cu această prințesă de spade și ea tot la fel vă contestă ceva, vă creează niște probleme, dar pentru voi este foarte bine să vă echilibrați această balanță a banilor, să faceți în așa fel încât să vă rămână ceva bani de la un salariu la altul. Să vedem ce spun runele despre schimbarea voastră,
ce puteți să schimbați, ce puteți să faceți. Să vedem. Aici aveți două aspecte foarte bune. Asta nu. Eu opresc întotdeauna ce poate fi citit, ce nu, nu. Alte nu pot fi citite. Bun. În primul rând am putea spune că voi aici aveți o situație mai dificilă, un lagaz. Deci eu am zice intuiția voastră. Nu vă puteți folosi această intuiție. Nu vă puteți, eu știu, concentra, să puteți să studiați, să puteți să realizați un curs, să participați la un curs, să-l absolviți, să-l luați un examen. Dar această situație, acest blocaj, fiindcă nu puteți să vă folosiți memoria vizuală, am putea spune, ea poate să reprezinte și o trădare. Este o energie feminină, o energie care arată o femeie, o femeie care vă trădează, o femeie care își urmărește scopurile ei, întotdeauna egoistă și vă trădează. Deci la asta trebuie să vă așteptați, la această trădare. Și cealaltă lună, care ar fi ciocanul lui Thor, ar trebui să vă aducă protecție. Dar ea fiind răsturnată și exact pusă pe dos, ea vă atenționează că cineva v-a avertizat și ați cunoscut o situație anume, dar voi n-ați vrut să o luați în seamă și ați procedat după cum v-ați gândit voi, după cum ați decis voi. Și acest lucru nu v-a ajutat deloc. Am putea spune, ați fost într-o situație, sau sunteți în continuare într-o situație dificilă, într-un haos, într-un blocaj, un blocaj general, unde nu puteți face nimic. Vă loviți de această femeie care v-a trădat, v-a mințit, și de situația pe care voi singur ați ales-o. Am putea spune că singura șansa voastră este să vă opriți, să căutați sprijin de la o persoană calificată și pe urmă să încercați să luați o decizie. Aici aveți familia. Această rună este o rună a familiei și ea este într-o poziție benefică, deci arată un aspect bun. Dacă vă aduceți aminte, era puțin sprijinită și chiar așa era. Familia este alături de voi, vă puteți baza pe familie. Poate să reprezinte o schimbare care vine spre voi, ceva care este benefic pentru voi cu această runa a familiei. În schimb, celelalte rune de sus sunt numai de schimbare. Deci, într-adevăr, trebuie să vă așteptați să aveți cu această rună a schimbării o susținere, să încheiați ceva ce ați început mai de mult. Și această finalitate va aduce și posibilitatea unei schimbări cu 180 de grade. O schimbare, am putea spune, veți merge pe alt drum, veți face cu totul altceva, nu veți mai face ce ați făcut până acum. Este o schimbare totală, 180 de grade, o relație nouă, o prietenie, venirea unui copil. Ceva se întâmplă pentru voi. Aici vă aduce o schimbare și este ca o piatră de hotar. De aici încolo viața voastră va fi altfel. În schimb, aceasta vă spune din nou despre schimbări, dar schimbări lente, stabile,
și benefice. Veți observa destul de greu aceste schimbări. De-abia atunci când veți observa aceste schimbări benefice, veți constata într-adevăr că vă este mai bine. M-am repetat aici. Dar cert este că este o schimbare lentă, stabilă și benefică. Greu veți observa că se schimbă ceva în viața voastră. Și, în primul rând, este bine să vă gândiți că această rună, deci poate să vă aducă schimbări legate de modul vostru de a fi, să vă transformați, dar și legate de o renaștere a voastră. Și aici aveți o rună care arată un aspect foarte benefic. Daruri materiale, daruri spirituale, declarații, aspecte benefice, vitalitate bună. Deci este un aspect foarte bun. Așa cum am spus aici, bazați-vă pe acest 2 de monede, fiindcă contestarea nu aveți ce face, adică dacă ați încerca să demonstrați că nu ați profitat de nimeni și sunteți într-o postură corectă, nu ați avea cui să-i spuneți, n-ați face decât să pierdeți bani, iar această femeie, ea de obicei așa procedează. Cam aceasta ar fi citirea pentru voi. Eu vă doresc schimbări frumoase pe care le veți resimți și le veți vedea în lumină peste 6 luni de zile. Așa cum am spus, puteți să începeți un proiect nou, puteți să începeți ceva legat de schimbarea voastră. Vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.